Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și a Lui din neam în neam. Amin. Amin. În această zi deosebită pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea, astăzi când marcăm 100 de ani de educație teologică baptistă în România. Versetul 5 este probabil cel mai potrivit pentru a exprima tot ceea ce am trăit ca și popor al lui Dumnezeu, ca și școală, ca studenți și profesori, ca slujitori al lui Dumnezeu dedicați evangheliei lui Isus Hristos. Și cu toții, ca unul, putem spune astăzi că Domnul este bun. Bunătatea lui ține în veci și credincioșia lui din generație în generație. Amin!